Ansamblul folcloric Silvana al Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva a participat la Festivalul Internațional de Folclor Aulona Folk din Viore, Albania, unde și-au propus și au reușit să reprezinte cu cinste Deva, județul Hunedoara și țara noastră România, fiind singurul ansamblu folcloric care a reprezentat România la acest festival internațional. Deplasarea ansamblului a fost posibilă cu ajutorul primăriei municipiului Deva și a Consiliului Local Deva. I-am felicitat, a văzut că sunt niște copii minunați și costume frumoase. Ei sunt ambasadorii Devei peste tot unde merg și în țară și mai ales în străinătate. Mă bucur că am reușit împreună cu colegii din primărie și cu consilierii locali să aprobăm sumele de bani necesare pentru acest festival care s-a ținut în afara granițelor țării, în Albania. Și au reprezentat cu cinste municipiul Deva, motiv pentru care le-am garantat că în fiecare an vom sprijini astfel de acțiuni, în așa fel încât ei să ne reprezinte și în anul 2022 și în 2023 și tot așa cât de mult pot să reprezinte Deva la festivalurile internaționale. Eu sunt deschis la propunerile și sugestiile venite din partea colaboratorilor mei, a colegilor. Iar domnul director Fodor, când m-a anunțat că de mulți, mulți ani, știu, 10-15 ani, nu și-au mai procurat alte costume, mi s-a părut nefiresc lucrul acesta. Și de aceea am alocat suma de bani pentru ca să-și întregească zestrea de costume populare și pentru care să ne reprezinte cu cinste la toate festivalurile interne și internaționale. Pe toată durata prestației artistice pe scena internațională, Centrul Cultural Drăgan Muntean a pus la dispoziția organizatorilor un film de promovare a Devei și a întregului județ. Imaginile au rulat pe un ecran mare, oferind posibilitatea tuturor celor prezenți să vadă atât obiectivele culturale cât și turistice din frumoasa noastră țară. Bucuria tinerilor artiști a fost prelungită la venirea lor acasă de primarul municipiului Deva, Florin Nicolae Oancea, care a ținut să îi felicite și să le mulțumească că au reprezentat cu cinste și onoare țara, dându-le denumirea de ambasadori ai culturii și portului popular. Vă mulțumim din suflet că i-a sprijinit și că sunteți alături de noi acum și a fost întotdeauna și investiți și de acum înainte. Vă mulțumim din suflet pentru tot sprijinul. Eu vă mulțumesc. Sunteți ambasadori ai Devei, nu? Și e clar un motiv de bucurie și pentru mine și pentru Deven, pentru că chiar avem nevoie de promovarea orașului. Și acum aștept puțin așa să vă spuneți cum a fost. Reacțiile. De asemenea, vă mulțumim și noi pentru oportunitatea de a ajunge în Albania și de a crea legături minunate cu cei de acolo. Mă bucur, mă bucur. Deci anul viitor o să invităm la Deva, da? Da.
Cristian Fodor, directorul Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva, a adus mulțumiri pentru acest sprijin oferit ansamblului de a participa la un festival internațional de mare amploare. În primul rând vreau să felicit pe dansatorii ansamblului Silvana pentru prestația pe care au avut-o în Albania, pentru că au dus numele Devei acolo și au reprezentat cu mândrie Deva, județul Hunedoara și România. Și în încheiere vreau să mulțumesc primăriei municipiului Deva, domnului primar și Consiliul Local pentru sprijinul pe care îl avem necondiționat din partea dânșilor pentru susținerea evenimentelor culturale din Deva și pentru ansamblul Silvana al Centrului Cultural de Gamitean. Tinerii artiști ne-au împărtășit trăirile lor cu mari emoții în glas și chipuri pline de fericire și împlinire. O experiență de neuitat, o experiență minunată în care s-au creat prietenii cu alte țări, cu noi înșine, adică ne-am legat unii de alții mai mult. Pur și simplu a fost o experiență de neuitat. Pentru mine a fost și primul spectacol la care am fost cu Silvana Seniori. Având în vedere că a fost prima mea ieșire, am avut puține emoții, dar a fost foarte frumos. Din punct de vedere și artistic și a distracției, am creat legături cu multe grupuri și din alte țări, din Macedonia, din Kosovo, ansamblurile locale din Albania. Chiar putem spune că nu ne-am simțit chiar într-un turneu, mai mult o vacanță. A fost o experiență frumoasă, ne-am descurcat bine, zic eu, și sper să mai avem parte de asemenea deplasări. Primăria municipiului Deva și Consiliul Local Deva va sprijini în continuare Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva în realizarea unor astfel de acțiuni și va fi întotdeauna alături de tinerii artiști care duc mai departe tradiția, obiceiurile și portul popular românesc.